Ok, hai să vedem cum începem desenul ăsta, da? Deci avem cotele de 25, nu știm cota finală, da? Vedeți că nu știm. Dar și niște unghiuri, deci e clar că trebuie să facem o combinație între coordonate relative carteziene și polare. Da? Începem cu line, începem din 0 cu 0, da? Line. 0,0, da? Bine. Acum cotă. Trece să zicem 25, da? Deci, cum era? 25 de 90, da? M-am dus în sus, după care zice că trebuie să mă duc în dreapta, da? Cu 30, da? Adică pe o lungime de 30 cu un unghi de 0 grade, da? După care zice că trebuie să mă duc în sus, 11 cu un unghi de 90, da? După care ce-mi zice? Am o lungime de 35, da? Cu un unghi de 60 de grade. Ok? După care am o lungime de 25 cu un unghi de 0 grade, da? Acum trebuie să mă duc cu o lungime de 50, da? Deci nu arunc, 50. Acum 60 ăsta cum îl dau? Ce unghi zi? Minus 60 sau 300, da? Bine, minus 60. Vedeți că se face, da? Dar îi dau acum un. O să vedeți că merge și cu 300. Rond. 50. Unghi de 300. Da? Același efect are, da? După care să mă duc în jos. Acum nu știu până unde trebuie să mă duc și mi-au o referință, da, mi-activez perpendicularitate, da, perpendicular, da, și zic, mi-au acest punct de referință, da, și când ajung aici, trebuie să fie și perpendicular, aparent intersection, da. Sau îi dăm orto. Cred că este mai bine cu orto. Da? Orto și cu ăsta. După care dăm close. Da? Am făcut, da? Dacă n-a ieșit, da, mă duc și fac încă o linie cu orto. Da? Pentru că nu știu cota asta, nu știam că trebuie să cobor jos. Da? O ștept pe cea finală. Ce fac? Mă duc și dau un extend. Cu ea, ăsta în ăsta. Da, le extind pe ăsta. L-am extins. După care îi dau un trim. Și aici am desenat atât plus aici. Și gata. Din comandă. Da. Și acum, haideți să-i punem și niște cote, da? Avem aici cotele drepte, da? Deci selectez un punct. Da, 25 este corect. Da, ca să detecteze cotele astea, trebuie să am activat, da, meniul Snap endpoint-urile, da, ca să mi le găsească, da. Acum partea asta, pentru că este înclinat, trebuie să pun alt tip de cotă, da? Aliniată, da? Tot aliniată. O să punem și aici. Da? De 50. Și o să dăm și ultima cotă care ne lipsea, da? De data asta, ca să putem termina desenul. De 23,1. Și aș vrea să dau niște unghiuri. Da?
Ce ne trebuia? Unghiul ăsta, unghiul ăsta, nu? Este de 60 de grade. Cine mai trebuia? Unghiul ăsta, ăsta de aici. Deci am selectăm. Șterg coda întâi de aici. Întâi unghiul. Care se numește 60, după care pun coda asta la întâi. Și poate